întreaga Ana Violeta. Mulțumesc mult, mulțumesc pentru prezentare, mulțumesc celor care sunt alături de noi în această minunată zi de sâmbătă. Este foarte frumos afară, sper să mai avem audiență. Da, mulțumim. Suntem impresionați. Da. Suntem impresionați. Peste 310. Da. Mulțumim celor care sunteți. Mulțumim mult că vă mulțumim și vă respectăm. Mulțumim mult de tot. Rolul meu este să vă prezint niște lucruri legate de manifestările extraarticulare în artrita psoriazică. Subiectul este evident mult mai ușor, să spunem, și visiunea mea este mult mai ușoară comparativ cu ce au avut de prezentat antevorbitorii care s-au referit la patogenii, care s-au referit la niște evaluări importante. Dar probabil că și asta este important. Probabil că este important să știm că artrita psoriazică nu este numai afectarea articulară. Iată declarația de interese și pornim de la faptul că artrita psoriazică, după cum știm, este această artrită inflamatorie, artropatie inflamatorie, inclusă în grupul spondiloartritelor, pe baza unor elemente comune. Deci includerea a fost pe aspectele comune clinice, radiologice, serologice, genetice, familiale, dar și pe similaritatea manifestărilor extraarticulare. Și aici vorbim despre manifestări cutanate și mucoase, despre afectare oculară, genito-urinară, intestinală, cardiacă și posibil și altele, dar acestea sunt cele mai frecvente. Desigur, primul lucru la care ne gândim în momentul în care spunem extraarticular în artrita psoriazică este afectarea cutanată. Nu doresc să abordez subiectul psoriazisului, nu este totuși o prezentare de dermatologie. Ceea ce aș vrea să vă spun este că am ales să fac această prezentare referindu-mă în principal la un lot de 387 de pacienți al unor autori italieni. Deci Rosario Peluso a fost cea care a condus cercetarea în 2015. Și este lotul care a analizat un număr, mi se pare, suficient de mare și concluziile au fost pertinente și au fost cumva concordante cu ceea ce se știa în literatura anterior. Ce au găsit ei? Ce au găsit ei, dar povestesc și ceva ce-i coroborat cu ce s-a mai povestit în literatură. Deci, întâlnim la pacienții cu artrită psoriazică și eritem nodos, și leziuni de tip keratoderma blenoragicum, și pioderma gangrenosum, și balanită circinată, deci nu numai psoriazisul. Și este bine de știut că aceste elemente pe care noi le știm de pe la artrite reactive, din alte spondilartrite, pot să fie întâlnite și aici. Ce ar mai fi de punctat? Că faptul că afectarea cutanată este mai frecventă în artrita psoriazică constituită, deci nu în cea precoce, în cea cu afectare axială și mai ales la fumători. Asta s-a constatat și în lotul de studiu al lui Peluso și este știut și din literatură. Iarăși un lucru știut din literatură este faptul că amploarea afectării cutanate nu are corelație cu gradul afectării articulare. Deci putem avea psoriazis extensiv și nu o afectare articulară extrem de severă. Dar ce s-a mai observat este faptul că dacă pacientul are afectare de scalp, afectare intergluteală, afectare perianală, avem un risc crescut de artrite. Și iarăși, este important faptul că avem nu numai manifestări cutanate, dar mai frecvent vom avea și alt tip de manifestări, adică vom avea și afectare digestivă, vom avea și ocular, deci o multitudine de manifestări la pacientul care se presupune că are o formă mai severă. Ce s-a mai constatat? S-a constatat că acest sindrom care asociază sinovită, acne, pustuloză, hiperkeratoză și osteită, adică sindromul SAFO, se asociază sau se întâlnește și la pacienții cu artrită psoriazică. Evaluarea inițială a pacienților cu artrită psoriazică a evidențiat la 3% dintre ei faptul că există elemente de tip SAFO și, în plus, la pacienții cu SAFO, 67% au psoriazis vulgar sau pustuloză palmoplantară. Deci, important să ne gândim și la povestea asta, nu, ca fiind asociată cu artrita psoriazică. Ce s-a mai observat, ce s-a mai descris apropo de afectare cutanată, mă rog, cutanată și unghială, că deja trecem la un alt domeniu care este afectarea unghială. S-a descris ceea ce se cheamă onicopahidermoperiostoza psoriazică. Și în situația asta nu sunt foarte multe cazuri raportate, dar ceea ce s-a descris a fost faptul că la acești pacienți avem o afectare severă a falangelor terminale, una sau mai multe falange terminale, cu distrofie unghială severă, deci totdeauna când avem afectare de interfalangeană distală avem risc mai mare și de afectare unghială, cu tumefacție de părți moi la nivel distal și cu reacție periostală importantă la nivel distal.
Există descrieri de afectare de haluce cu periostită importantă. Aici se poate întâlni uneori și aspectul radiologic de falangă de Fildeș și se asociază cu povestea aceasta cu ceea ce se cheamă complexul entezeal extins, despre care o să spun ulterior la afectarea unghială, pentru că acolo la unghie și la insecția extensorilor există niște enteze importante. Deci iată un alt tip de manifestare asociată cutanată și unghială asociată artritei psoriazice. Au mai fost descrise, așa zise, edeme periferice. Deci au fost descrise și la început, Daphna Gladman a descris la început, de pe la 1990, dar și ulterior s-au descris aceste edeme periferice cu aspect asimetric și mai ales pe la membrele inferioare. Unii au spus că ar putea să apară inițial la debutul bolii, dar după aceea s-a văzut că în orice moment pot fi descrise. Asocierea probabil este legată de prezența tenosinovitelor, de extensori, de afectarea entezeală locală și s-a văzut că la aceste edeme răspunsul la corticoterapie este bun. S-a mai raportat, de asemenea, rar, dar există rapoarte de afectare de artrită psoriazică cu limfedem. Limfedemul acesta poate deveni extensiv și unii au spus că este legat cumva de progresia eroziunilor articulare. De data aceasta, răspunsul la terapie de fond și glucocorticoizi este variabil, nu mai este așa de bun ca și la tratamentul edemelor. Și ajungem la un lucru care este extrem de frecvent și extrem de și impresionant uneori, și anume afectarea unghială, care este o parte importantă în evaluarea pacientului nostru cu artrită psoriazică. Ați văzut și scorurile pe care profesorul Aletaha le-a prezentat anterior. Anatomic, unghia are niște fibre, aceste fibre șapei care o leagă de falanga distală și inserția pe os este similară unei enteze. În plus, avem tendonul extensor, la care inserția adiacentă rădăcinii unghiei este tot o enteză, deci un complex entezeal important. Se consideră că o afectare unghială e factor de risc pentru dezvoltarea artritei psoriazice. Dacă afectarea cutanată poate să antedateze afectarea articulară, deci artrita psoriazică, chiar și cu 10 ani, cu 7-10 ani, afectarea unghială se consideră că antedatează cam cu 1-2 ani apariția artritei psoriazice. Și aici există diverse procente, sigur, în literatură, diverse procente în care avem afectare unghială. La psoriazisul necomplicat sunt date procente de 20-40% afectare unghială. La artrita psoriazică, adică 60-80% dintre pacienți cu afectare unghială, în lotul acesta la care m-am tot referit, totului Peluso, ei au găsit 80-90%, deci mult, foarte mult, din lotul lor de, repede, 387 de pacienți cu artrită psoriazică, deci ei au avut, deci 80-90% afectare unghială la artrită psoriazică, iar la psoriazisul necomplicat, numai 46%. Putem spune despre afectarea unghială că este similară afectării din psoriazisul necomplicat, deci nu din psoriazisul cu afectare articulară. Dar este mai frecventă dacă artrita psoriazică este precoce și, cum am spus, este mai frecventă dacă avem afectare distală, pentru că acolo este enteza, acolo este inflamația. Severitatea afectării unghiale are corelație cu severitatea afectării cutanate și cu afectarea articulară. Deci, atât timp cât cea cutanată nu are așa o corelație, deci extensia afectării cutanate nu se corelează cu articulațiile, în schimb, afectarea unghială se corelează. Și în plus, se consideră chiar că afectarea unghială poate fi considerată ca factor de risc pentru dezvoltarea artritei psoriazice. Ce leziuni avem? Păi avem leziunile de tip pitting, adică niște denivelări, o să vi le arăt imediat, pe suprafața unghiei. Avem onicolizele, care pot să fie foarte importante și pot să fie impresionante cu aspectul acesta de separare a unghiei de patul unghial, cu aspect de crumbling, și la care diagnosticul diferențial cu afectarea micotică este foarte important. Hiperkeratoză de pat unghial, hemoragie nașchie, leuconichie, pete roșii la nivelul lunulei. Sunt o mulțime de leziuni. Iată, pe
scuze, să vedem dacă merge pointerul. Iată pitting-ul, aspectul acesta de denivelări pe suprafața unghială, iată hemoragiile, deci splinter, hemoragiile acestea, iată crumbling-ul și leziunile acestea extrem de impresionante și foarte supărătoare pentru un pacient cu artrită psoriazică cu localizări unghiale multiple, deci care sunt realmente o mare problemă. Ce mai putem spune în afară de afectarea cutanată și afectarea unghială? Ca și în situația celorlalte entități incluse în spondilartrite, vom avea afectare și în alte zone. Și sigur că afectarea intestinală, știți că este un lucru comun în contextul spondilartritelor. S-au descris, tot revin la lotul acesta al lui Peluso, au descris prezența afectării intestinale cam la 16% dintre pacienții studiați și au găsit leziuni de tip boală Crohn, de tip colită ulcerativă sau leziuni de colită nespecifică, cea care n-a putut fi clasificată ca boală Crohn sau colită ulcerativă. Ce elemente au fost comune pentru pacienții cu afectare intestinală în lotul lor? Au văzut așa, că apare afectare intestinală mai frecvent dacă artrita psoriazică este constituită, evident mai frecvent comparativ cu artrita precoce, mai frecvent dacă avem afectare axială, mai frecvent Crohnul apare la femei și o prevalență mai mică la fumători, la fumătorii cu artrită psoriazică. Deci afectarea intestinală este cu prevalență mai mică, aici fumătorii este un factor protector. Ce au mai descris? Au descris, desigur, afectarea urogenitală, la fel, un element extraarticular frecvent în artritele reactive. Au găsit în lotul studiat cam 13%, 12-16%, mai frecvent la bărbați, sub formă de uretită prostatită balanită. Au mai descris vaginite cervicite, foarte rar au găsit, cred că un singur caz de amiloidoză și nefropatie cu IgA. Sunt citate în literatură, în lotul acesta de 387, ei nu au găsit acest tip de afectare. S-a vorbit astăzi în mai multe rânduri despre afectarea oculară. Deci s-a făcut referire la afectarea oculară din spondilartrite. Afectarea oculară din artrita psoriazică este descrisă în principal sub formă de conjunctivită și uveită, ceva mai mult conjunctivită, aproape dublu. Asta și în literatură și în lotul italienilor. În lotul lor au găsit că e ceva mai frecventă la bărbați și la fel există un sumum de afectare extraarticulare, de afectări extraarticulare, adică cei care au afectare oculară probabil că vor avea și alt tip de afectări, în cazul acesta intestinale. Și din nou revine această poveste cu afectarea axială și cu terenul HLA B27. Deci asta este deja știut, că prezența B27 este importantă și există terenul respectiv la pacienții și cu spondilite și cu artrite reactive și riscul de afectare oculară de tip uveită mai ales este la B27. Ce au mai descris? Au mai descris un tip de afectare cronică, o afectare bilaterală și cronică cu un debut insidios, mai rar, dar asta mai mult la femei. Afectarea oculară, ca și celelalte manifestări extraoculare, a fost semnalată mai frecvent la pacienții cu artrită psoriazică, comparativ cu cei cu psoriazis necomplicat, deci ca și la cele, vorba și despre celelalte manifestări descrise anterior. Și un studiu recent, acum din 2020, a încercat să evalueze chiar afectarea oculară de la pacienții cu artrită psoriazică sine psoriazis. Au găsit un lot destul de mare, de peste 90 de pacienți, au analizat modificările oculare, articolul foarte recent și mi s-a părut interesant. Ei au găsit la acești pacienți, făcând o mulțime de evaluări oftalmologice complexe, nu le-am trecut pe toate că sunt, mă rog, peste competența noastră de interniști și reumatologi, au găsit prezență de ochi uscat, au găsit o mulțime de anomalii subclinice de funcție vizuală, care cu siguranță sunt legate potențial de prezența inflamației sistemice. Deci iată că și în artrita psoriazică, sine psoriazis, există posibilitatea aceasta de a avea afectare oculară.
Despre afectarea cardiovasculară, deja ați auzit la comorbidități, este extrem de importantă, este citată în procente variate, mă refer din nou la Peluso, ei au găsit cam 14% în lotul lor și la fel, prezența a fost mai degrabă la pacienții cu forme axiale și în artrită psoriazică stabilă, deci nu la debut, ci artrită psoriazică stabilă. Cumva logică, evident că este logică povestea asta, durata mai mare a artritei psoriazice a fost, deci la cei cu afectare cardiovasculară, durata a fost mai mare comparativ cu cei cu alte tipuri de afectări extraarticulare, adică ocular, urogenital, intestinal și evident că a fost mai frecventă la fumător, că a apărut un factor de risc. Ce au găsit? Au găsit tulburări de conducere, blocuri atrioventriculare, blocuri de ramură, blocuri intraventriculare, insuficiența aortică pe care o știm și de la spondilită, tromboze, tromboflebite. Au descris prezența acestor tipuri de manifestări. Desigur, și afectarea pulmonară. Afectarea pulmonară, iarăși la artrită psoriazică stabilă, iarăși la subsetul axial, ca și celelalte. La fumători, sigur, un alt factor, și aspectul a fost mai ales de fibroză apicală, la fel ne aducem aminte de spondilita. Acum, în loc de concluzii, ce am putea să spunem? Putem să spunem așa, că manifestări extraarticulare în artrită psoriazică întâlnim frecvente, deci ele sunt comune și nu trebuie neglijate, pentru că uneori pot să fie invalidante, pentru că o manifestare unghială pare minoră, dar poate să fie o mare problemă pentru calitatea vieții unui pacient cu artrită psoriazică. Aceste manifestări se întâlnesc mai frecvent în formele constituite de boală, deci nu neapărat precoce, în formele constituite, cu durată îndelungată, formele active și mai ales în subsetul axial de afectare. Mai frecvent la bărbați și aici italieni, grupul de italieni la care m-am referit, au considerat că sexul masculin și subsetul axial reprezintă factori de risc pentru manifestările extraarticulare. Și desigur, nu putem să nu ne gândim la faptul că prezența acestor manifestări extraarticulare, sigur că poate să arate faptul că e vorba de o suferință unică, ceea ce se încearcă să se statuteze. Faptul că este aceeași boală care afectează în același timp sau secvențial tegument, articulații, intestin, ochi și înseamnă că este un link patogenic comun între aceste structuri, între piele, între articulații, între intestin. Deci vorbim despre un teren genetic, vorbim despre o boală cu multiple fațete. Vă mulțumesc foarte mult, așteptăm întrebări și comentarii, vă rog. Uite, eu am să te întreb, Violeta, mulțumim pentru prezentare. Acum stăteam să mă gândesc dacă boala inflamatorie intestinală